Cozonac de post cu borș, cacao și nucă și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Și într-un vas o să punem 400 de grame de făină. O să facem o adâncitură în făină, o să fărâmițăm în ea 20 de grame de drojdie proaspătă, punem și o linguriță de zahăr și 100 de grame de borș. Amestecăm și acoperim cu puțină făină din jur și lăsăm drojdia să se activeze 10-15 minute într-un loc cald. Între timp, punem într-un vas 200 de grame de borș, adăugăm zahărul, 200 de grame, praful de sare, esența de rom, o linguriță de ghimbir, o linguriță de curcumă și le amestecăm bine. Și dacă dorim, putem adăuga și puțină nucușoară, cum se vede în video, sau scorțișoară, o linguriță. O să dea un gust deosebit la cozonac aceste condimente împreună. După ce drojdia s-a activat, turnăm în castron compoziția de zahăr și borș și amestecăm cu o lingură. Când nu mai putem să amestecăm cu lingura, începem să frământăm cozonacul cu mână. Frământăm cu pumnul strâns și din când în când aducem aluatul dinspre margini spre centru, ca și cum l-am împăturit. Astfel se va incorpora cât mai mult aer, care la copt se va dilata și va contribui la creșterea aluatului de cozonac. Acum vom împărți aluatul în două și într-o parte vom adăuga puțin din restul de făină și vom frământa cu ulei. Și în cealaltă parte vom adăuga 23 de grame de cacao și dacă e nevoie și de făină, mai punem și frământăm cu ulei până la incorporarea completă. Tot prin împăturiri succesive vom frământa, care vor crea straturi în aluat, iar cozonacul se va desface în fâșii. În final vom avea un aluat moale, neted și elastic, care începe să facă bășicuțe și se desface complet de pe mâini. Și acum vom pune la dospit aluatul nostru. Vom pregăti două castroane pe care le vom unge cu ulei. Vom pune aluatul alb și cel cu cacao în interior. Acoperim cu folie alimentară și le lăsăm să crească într-un loc cald până își dublează volumul. Pregătim umplutura de nucă pentru cozonac. Adăugăm 200 de grame de nucă măcinată cu 100 de grame de zahăr, esență de rom după gust și apoi o să adăugăm 60 de grame de apă fierbinte. Amestecăm până omogenizăm bine totul și lăsăm umplutura pentru cozonac să se răcească. Când aluatul a crescut și cel alb și cel maro și au dublat volumul, vom lua aluatul alb și îl vom pune pe masa de lucru. Presurăm cu puțină făină sau cu ulei, depinde de fiecare cum dorește să întindă. O să frământăm puțin pe blat aluatul alb până scoatem aerul. Apoi o să-l întindem cu sucitorul sau îl aplatizăm cu palmele unse cu ulei până o să obținem un dreptunghi și așa o să procedăm și cu cel cu cacao. Îl întindem pe blatul uns cu ulei sau cu puțină făină, formăm un dreptunghi și o să strângem pe sucitor. Peste foaia de aluat alb o să punem umplutura de nucă răcită și o să o întindem uniform pe toată suprafața. Apoi o să acoperim cu foaia de cacao, o să presăm puțin peste foaia de cacao și apoi vom rula până când obținem o ruladă. O să strângem bine capetele, o să luăm cozonacul obținut și o să-l așezăm în tava pregătită. Îl acoperim și urmează a doua dospire. Încălzim cuptorul. Pentru aluat vom avea nevoie de circa 500 de grame de făină, 20 de grame de drojdie, 300 de grame de borș, 200 de grame de zahăr, 50 de grame de ulei, un praf de sare, o linguriță de curcuma, o linguriță de ghimbir, esență de rom, 25 de grame de cacao. Și pentru umplutură vom avea nevoie de 200 de grame de nucă, 100 de grame de zahăr, 60 de grame de apă și esență de rom. După ce cozonacul a crescut, îl lungem cu puțin ulei . O să ne pregătim și o tavă de cozonac în care o să aranjăm
Hârtie de copt. Punem cozonacul în cuptorul încălzit la 200 de grade pentru 10 minute, apoi scădem temperatura la 180 de grade și îl mai lăsăm încă 40 de minute, depinde de cuptor, încercăm cu scobitoare. Eu vă mulțumesc și vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu alte rețete. La revedere!